Bună dimineața, dragilor! Ne -ar aflăm din nou la rubrica Ție-ți mai pasă. În această dimineață, vă voi prezenta Fundația pentru Copii, Șansa la viitor. Cum a apărut aceasta? De ce este aceasta? Pentru cine este? Și așa mai departe, veți afla în momentele următoare. Povestea este una impresionantă. Copiii sunt dulci, scumpi. Majoritatea dintre ei au probleme locomotorii sau, de ce nu, chiar mergem și spre spectrul de autism. Însă, recuperarea este posibilă. Dar asta cu ajutorul profesioniștilor, cu ajutorul părinților, de ce nu cu ajutorul nostru? Hai să aflăm mai multe! Fundația pentru Copii Șansă la Viitor a la naștere din realitatea noastră. Cel de-al doilea băiețel s-a născut prematur și a dezvoltat toate complicațiile ce vin odată cu prematuritatea fapt pentru care, după 18 luni de spitalizare, am venit acasă cu 23 de diagnostice și nu știam încă trosolom, nu știam unde să mergem, pe cine să întrebăm, care ar fi următorii pași pentru recuperarea lui. Și atunci s-a născut această fundație. Aici sunt copii care au nevoie de recuperare prin kinetoterapie și terapii complementare. Toate astea se datorează lui bumic și a încrederii și a răbdării și a puterii pe care el ne-a dat-o nouă ca și familie să, să, schimbăm să schimbăm, de fapt, viitorul cu fiecare copil sănătos în parte. Bâmic, care se află undeva acolo, așa, Da. Și el este aici, la loc de cinste, alături de ceilalți copilași ai fundației care ne-au trecut pragul și care acum sunt mult mai bine. Conform datelor oficiale, în România sunt înregistrați 71.245 de copii cu dizabilități, dintre care 7.000 în București. Și totuși, fiecare copil merită o șansă la viață decentă, nu să rămână o statistică. Suntem egali în drepturi, iar accesul la servicii medicale nu trebuie îngrădit. Trebuie să știm că niciun efort nu este prea mare pentru a schimba destine. Alături de mine se află fizioterapeutul Toma Vasilescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să mă aflu alături de voi. Și noi ne bucurăm. Rubrica noastră se numește ție -ți mai pasă. Și am văzut că lucrezi cu multă empatie cu copiii și ne bucurăm să vedem că-ți pasă. Și am vrea să ne spui în ce mod ajută un copil fizioterapia. Vă mulțumesc! Cu ocazia experienței mele... Mi-am dat seama că trebuie un pic să ne întoarcem și la copii, deoarece ei sunt viitorul, astfel încât putem să-i ajutăm prin proceduri de fizioterapie de la o vârstă cât mai fragedă, dacă au sau nu au probleme de, de sănătate. Și dacă au probleme de sănătate, pentru că vorbim acum de fundație, de copiii care vin uh, prin intermediul fundației, cam ce ar trebui ei să observe ca să apeleze la aceste servicii? Uh, în funcție de. Uh, Ceea ce constată părintele acasă, el se poate adesa la medicul său, pediatru, neonatolog în funcție de, de vârstă, neuro, neurolog pediatru, ulterior la un medic de, de recuperare. După aceea ajung la noi în centru, noi le facem o evaluare din punct de vedere funcțional. Da, să vedem etapele în care se află copilul, dacă este ușor în spatele acestor etape sau mult mai avansat, iar în funcție de asta ne setăm un anumit plan de, de recuperare, astfel încât să vedem progresele normale pe care le-ar le avea un copil. Există o vârstă de la care ar putea să înceapă sau chiar se poate de la o lună, de zile, să zicem, când ar putea să înceapă fizioterapia. Ideal este să se înceapă lucrul cât mai de devreme, deoarece copilul stă totuși o perioadă destul de lungă în pântecul mamei și atunci sunt mulți copii absolut normal, ce se nasc cu mici modificări de poziție care, în care ei au stat în, în uter. Astfel încât este bine să înceapă cât mai devreme. Practic vom evita acele poziții de tip toticuli sau picior, picior valg da, spre interior. Acum, alături de mine se află Florea Elena, psiholog, clinician, logoped, și aș dori să vă întreb în ce măsură poate ajuta un copil logopedia, psihologia și cum se îmbină acestea cu kinetoterapia. Se îmbină foarte bine, deoarece aspectele vorbirii sunt dezvoltate și în kinetoterapie, iar un kinetoterapeut poate observa deficiențele care apar și pe partea de limbaj. Sunt, este practic vorba despre un proces întreg aici, că nu sunt separate, omul nu este separat, omul este un tot și atunci fiecare specialist are partea lui, însă are cunoștințe și de kinetoterapie și de logopedie, ceea ce implică motricitatea limbajului și așa mai departe. Și mie mi s-a întâmplat, mai devreme am văzut un bebe plângând și am început și eu să plâng automat pentru că sunt mamă. Și chiar doream să întreb cum se descurcă părinții. Este greu să, ca părinte să vezi că nu poți să faci practic nimic pentru copilul tău într-un fel. Da, este adevărat, de aceea suntem noi aici pentru a veni în sprijinul părinților. Părinții, în general, indiferent de boala de care suferă copilului, că este vorba despre o ceară sau despre o întârziere în dezvoltare, sunt sensibili, doresc să-și ajute copilul cel mai mult. Uh, și au și ei nevoie de suport emoțional, pentru că, practic, ei sunt primii care se confruntă și conștientizează cel mai bine boala copilului, iar nu, pe ei nu trebuie să îi neglijăm, trebuie să avem uh, grijă de sănătatea lor mentală, pentru ca ei să poată oferi în continuare suport uh, micuților lor, este foarte important ca ei să participe la ședințe de grup de dezvoltare personală de terapie sau de terapie individuală, tocmai pentru ca cineva obiectiv să le poată oferi suportul emoțional de care au nevoie și să știe că ei nu sunt singuri în, acest, tot, în tot acest proces de pe care îl au de parcurs împreună cu, cu mincuților. Alături de mine se află Daniela, mama lui Abel și aș vrea să descoperim de la ea mai multe despre cum putem și noi să aflăm că ar avea copilul nostru o problemă. Bună dimineața Daniela și chiar aș vrea să mă povestești cum ți-ai dat seama că băiețelul tău are o problemă? Bună dimineața și bine v-am găsit! În primul rând, când Abel avea 5 luni, ne-am dat seama că nu-și ține foarte bine capul, adică îl avea puțin orientat către partea dreaptă iar uh, piciorușul drept, din păcate, în timpul uh, celor 9 luni de sarcină, nu a avut foarte mult loc să se, în, să se plimbe prin murtică și a stat puțin mai uh, mai strâns și uh, a fost orientat către interior. În acel moment am zis, am hotărât împreună cu tatăl că este necesar uh, un masaj mai specializat, față de ceea ce îi facem noi ca și părinți acasă în fiecare seară și de mai multe exerciții pentru a-și îndrepta atât piciorușul cât și gâtul. De cât timp faceți aceste ședințe de kinetoterapie? De aproximativ două luni de zile facem. Am, în acest moment abelare are șapte luni și se văd uh, schimbări semnificative. Alături de mine se află George, tatăl Mariei, fetița de 5 ani pe care o vedem în filmare, o fetiță foarte sociabilă și zâmbitoare. George, cum ți-ai dat seama că fetița are, are probleme și ce probleme are? De la naștere ne-au recomandat, ea are paralizie cerebrală și din, de la paralizie cerebrală în parapareză spastică, afectând o parte a corpului, a, eventual i-a afectat picioarele. Ea a fost operată anul trecut, în februarie. Datorită operației, ea acum merge. Ea patru ani de zile n-a mers deloc. Era ca și o balerină în piciorul și așa. Și acum, cu kinetoterapie, cu ce mai a început să meargă. De cât timp faceți kinetoterapia? De trei ani de zile, trei ani și ceva. Facem terapie pentru ca ea să poată să meargă. Aș fi curioasă cum ați descoperit voi fundația? Prin o cunoștință care mulțumim pe această cale și suntem foarte mulțumiți de această fundație care ne-a ajutat foarte mult și ne ajută în continuare. Cu kinetoterapie. Iar kinetoterapia este foarte costisitoare, uh -huh. care ne-ar fi costat un milion ședința, adică 100 de lei ședința. Ce ai dori să transmiți tu părinților care au astfel de copii acasă? Că nu sunt singuri și împreună suntem puternici și împreună putem să schimbăm statistici și împreună, într-o zi, ne putem duce copii de mână la școală.